opțional, dacă doriți, pentru topping, cum îmi place mie să-i spun, sau să presărați deasupra. Eu am folosit semințe de floarea soarelui, din cele prăjite și sărate. Dacă aveți bijuteria anumită, robot de bucătărie, acum este momentul să o scoateți la lumină. Dacă nu, rețeta se poate realiza foarte, foarte simplu și prin frământarea manuală, pentru că nu ne-am născut cu roboți de bucătărie, însă eu mi-am cumpărat unul pentru că mă ajută foarte mult. Ce facem este foarte simplu. El se fixează în momentul în care face un click și nu se mai poate desprinde. Și vom lăsa ajutorul nostru să își facă treaba. Dacă nu aveți robot de bucătărie, acum este momentul în care veți începe să frământați până când nu se mai lipește aluatul de deget. O să-l pun acum în priză și o să-i dau și drumul. Îl lăsăm, după cum v-am spus, să-și facă treaba sau dumneavoastră începeți și modelați aluatul în mâini până în momentul în care el nu se mai lipește. Este un procedeu foarte simplu, se modelează destul de repede, se frământă foarte repede. După câteva minute, așa ar trebui să arate aluatul dumneavoastră de pâine. Acum este momentul să-l luăm din bol, să-i dăm o formă și să îl punem într-o tavă pentru cuptor tapetată cu hârtie de bucătărie. Deci acesta este aluatul nostru. L-am pus pe forma de cuptor și vom da exact dimensiunea pe care ne-o dorim. Putem să-l punem în ceva pătrat, putem să-l punem în ceva rotund. Cam asta îmi doresc eu să fie. Aveți nevoie de un cuțit ud cu lama udă pentru a-l cresta, dacă vă doriți acest lucru. Dacă nu, puteți să-l puneți direct în cuptorul încins, atenție. Și eu, după cum am spus anterior, voi folosi câțiva sâmburi de floarea soarelui pentru un plus de design. Eventual și pentru gust, dacă vă place. Pâinica intră la cuptorul preîncălzit la 200 de grade până în momentul în care face obișnuita crustă. Am scos pâinica noastră din cuptor și așa arată. Imediat după ce scoateți pâinea din cuptor, mângâiați-o cu apă rece, cam pe toată suprafața ei, pentru că îi conferă atât un luciu special, cât și o calitate a cojii, dacă pot să o numesc așa, deosebită, un gust deosebit. Este un truc pe care eu l-am învățat cu câțiva ani în urmă și care m-a ajutat foarte mult la toate produsele pe care le-am copt în cuptor, fără ca ele să fi fost unse în prealabil cu ou. Ați văzut că noi pâinica nu am uns-o cu absolut nimic, de aceea vă sfătuiesc să o îmbrățișați cu puțină apă rece. Iar în contra tuturor celor care spun faptul că pâinile sau îndeosebi pâinile, cozonaci și așa mai departe, care se coc fără ca ele să fi fost unse cu ou în prealabil, nu se acoperă absolut deloc pentru că aluatul devine unul lipicios. Eu vă îndemn călduros să acoperiți această pâinică înainte de a o tăia, undeva la 15 minute cu un ștergar din bumbac, un ștergar calitativ evident curat, pentru că acest truc l-am învățat de la mama mea și mama mea cred că făcea cea mai bună pâine din de pe mapamond, dacă pot să spun așa, ca toate mamele de altfel. Acest lucru va da voie aluatului să respire atât cât trebuie, pâinea se va păstra foarte proaspătă, coaja va fi tare și aluatul, interiorul, miezul nu va deveni absolut deloc lipicios dacă ați copt-o în mod corespunzător, ci va fi aerat și foarte, foarte pufos. Lăsăm 15 minute pâinica noastră
sub acest ștergar, după care o vom tăia pentru că vreau să vă arăt cum este în interior și pentru că vreau să vă demonstrez, de altfel, faptul că o pâine fără drojdie poate să fie la fel de arătoasă, la fel de pufoasă și apetisantă și gustoasă, urmează dumneavoastră să aflați, ca o pâine lăsată la dospit undeva la 45-60 de minute și care are la bază tradițională drojdie. Revenim cu secțiune din pâinica noastră fără drojdie. Am lăsat pâinica 15 minute sub acest ștergar. Nu este rece, este doar domoală, ca să-i spun așa, călduță, poate puțin peste temperatura camerei, însă o voi tăia pentru dumneavoastră, pentru a vă arăta exact cum este ea în interior. De obicei nu tai pâinea până în momentul în care se răcește. Este un obicei pe care mi l-am format, nu știu nici de unde, nici de ce, dar așa procedez eu. De această dată voi tăia pâinica pentru ca dumneavoastră să vedeți despre ce este vorba. Observați că este moale, nu mai este rigidă, coaja s-a înmuiat. Haideți să tăiem o bucată zdravănă de pâine. Sunt 100% conștientă de faptul că dacă dumneavoastră aveți prichindei acum acasă, vor fi pe lângă dumneavoastră pentru a primi o bucată de pâine caldă, așa făceam și eu când eram mică, cred că și voi. Aceasta este propunerea mea pentru dumneavoastră astăzi. Pâinică fără drojdie, pâinică fără tospire, pâine bună de casă, oameni buni. Nu uitați să vă abonați pentru noutăți la canalul de YouTube. Eu sunt Atiș, calde îmbrățișări, toate cele bune și revin cu alte rețete interesante. La revedere, o zi deosebită!